Pace vouă și prim plan care vreau să-l expun, îmi doresc ca în veci să servească ființa mea numele lui Dumnezeu. Și aș dori înainte de toate să citesc câteva versete, apoi să etalez o parte din viața mea, cât pot de repede o să trec peste trecutul, timp de 25 de ani. Nu pot să-i pun în fața voastră într-o oră sau în 40 de minute sau mai mult, doar că atât cât îmi va da Dumnezeu voie și ce îmi va pune în minte și în inimă, vă voi pune la dispoziție prin Duhul Sfânt. Mulțumesc! O să citesc din Matei, capitolul 5, dacă aveți la dumneavoastră, dacă nu va fi afișat, mă gândesc pe monitor. Vă spun că aceste cuvinte, aceste versete din Biblie, mi-a fost date de Dumnezeu de ceva timp. Și astăzi când am auzit prin fratele dinainte că citește de la Matei, am fost cutremurat într-un mod pozitiv de cum Dumnezeu lucrează și cum Dumnezeu leagă lucrurile. Și când Dumnezeu are un plan, vă spun că nimeni niciodată nu mai poate să-L dărâme sau să-L schimbe. Și mulțumesc Domnului că El mi-a arătat din nou că planul Lui se va desfășura. O să citesc Matei, capitolul 5, pagina Bibliei 926, de la 13 la 16. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe o munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumânare ca să o pună sub obroc, ci o pună în șfeșnic să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Dragă biserică, îmi permit să spun dragă biserică, pentru că de ceva timp mă consider un tributar al acestei biserici, pentru că vin cu mare drag și vin cu o plăcere extraordinară la casa de întâlnire, unde eu consider că în momentul când pun genunchiul jos, într-un loc unde Dumnezeu se coboară, și dacă sunt 5, și dacă sunt 10, Dumnezeu poate face lucruri mari. Dar vă spun în numele Iisus Hristos că așa cum o văd acum, așa îmi doresc să o văd și vineri. Pentru că vineri seara la rugăciune, să-mi fie cu iertare, să fie judecata între mine și voi, să fie Dumnezeu la mijloc. Vineri seara, de multe ori vă spun, dragă biserică, că cu greu ducem cântările, sau poate ai cei care au talentul ăsta și darul de la Dumnezeu, cred că își înstușesc acest lucru și se lasă puțin pe leneveală. Vă spun în numele Iisus Hristos că dacă Domnul vrea să-ți ia acest dar, în urma acestui lucru va veni 100% pedeapsă. Și vă spun ce mi s-a întâmplat mie. Cu toate că am fost binecuvântat de mic copil, fiind patru băieți în familie, patru băieți și două fete, mă scuzați, vin cu o răceală, sunt pe sfârșit, dar o să încerc să fac față. Cu toate că am auzit despre Dumnezeu în casa mea, în casa noastră, vă spun că nu s-a prins nimic de mine. Cu toate că ne ducea părinții la biserică, nu se legau lucrurile. Și vă spun de ce nu se legau lucrurile. Pentru că cu Dumnezeu, de Dumnezeu pe care eu vorbesc acum, nu este loc de mai multe capete. Nu este loc de jumătate de măsură. Vă spun că nu aș vrea să supăr pe mama mea sau pe tatăl meu. Mama mea e despărțită de tatăl meu de când eram micuț copil.
N-aș vrea nici să vadă această filmare, mama mea, să zică că poate vorbesc de ea, ceva ce ne-i neplăcut. Dar noi nu am văzut ceea ce trebuia să văd de mic copil până am crescut. Ei, e clar, neascultarea a fost a mea. Cu toate că Dumnezeu te lasă cu putere de cântăreaș și de înțelepciune, dar tu poate le folosești în alte domenii. Vreau să vă spun că încerc să trec cât pot de repede peste lucrurile care ați auzit și aici ce spune, să ne lăudăm cu faptele spre Dumnezeu, nu cu ceea ce am făcut pentru împărăția Întunericului. Înainte să am o pornire așa mare spre mărturisire, cu toate că Dumnezeu mă anunțase de ceva timp că va fi nevoie de această desfășurare, de această acțiune, merg în casa cuiva, ne invită la masă și mi se deschide inima. Vă rog să luați asta ca și o mărturisire, nu e o predică. Așteptați când va fi predică făcută de fratele Mădălin, Dumnezeu să binecuvânteze, sau pastorul noastră care Dumnezeu lucrează prin ei, să vă ridice Spiritul Duhului Sfânt la un nivel foarte înalt. Eu acum vă vorbesc despre o mărturisire a vieții mele, ceea ce este mai greu să vă pun în situația în care să treacă Duhul Sfânt prin voi ca și la o rugăciune, corect? Deci, eu acum vă mărturisesc ce lipsește, puneți voi de la voi. Dacă este o greșeală gramaticală, vă rog, corectați. Dar eu ce vă pun în fața voastră, vă spun în fața Domnului că sunt drept și mă străduiesc să fiu drept. Și ca să fii drept în fața Domnului, trebuie să faci unele lucruri. Post, rugăciune și celelalte lucruri care le auziți la predici de la pastorii și prezbiterii voștri. Am ajuns în acea casă, mi s-a deschis sufletul și am spus, eu m-am pocăit. Dar cum așa m-am întrebat? Familie de adventiști erau. Cu numele probabil, mai puțin cu practica. Și a fost într-o comă, am spus. Și în coma respectivă mi s-a întâmplat aceste lucruri. Am povestit detaliat, am desfășurat problema ce s-a întâmplat în acea comă, neștiind că va ajunge la urechile mele alte lucruri peste o săptămână sau două. Cumnata acestei fete care stătea în casă, când am ieșit de acolo, a zis, și pe dragomană l-au luat vedenile. Și eu am niște nebuni la mine la locul unde lucrez, înainte să moară au vedenii. Oameni buni. În momentul ăla am zis, stop. Băiatul care mi-a transmis treaba asta, poate a fost greșeală la vieții lui. Dar Dumnezeu a rectificat-o cumva. În momentul ăla am zis, stop, gata. Eu n-am ce să mărturisesc. Pentru că lumea va lua în râs. Mulți n-au trăit ceea ce am trăit eu. Dacă v-aș pune pe o listă, unii dintre voi o să faceți idol de mine, unii o să mă opriți cu sângele Iisus Hristos să țină departe de mine. Pentru că eu vin într-o viață tumultoasă, oameni buni. Vin dintr-o lume unde am stat la masă cu oameni care conduc Europa. Vorbesc despre lumea mai puțin care respectă legea. Eu mă opresc să vă povestesc despre asta, pentru că n-a ajutat nimic. Eu astăzi vreau să vă vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu care m-a smuls pe mine și m-a mutat pe o stâncă care vă spun. Acel care cunoaște planul lui Dumnezeu, acel care știe exact cât de precis se lucrează, știți care este? Satan, diavolul. El a plecat de lângă Dumnezeu, dar el avea planul lui Dumnezeu, el știa exact disciplina lui Dumnezeu, cum se pune în mișcare. El a fost aruncat de Dumnezeu, dar a plecat cu planul lui. Să nu credeți că diavolul, când vrei să vii pe Dumnezeu, te lasă, mergi la Dumnezeu, rămâi acolo. Să nu credeți că diavolul te lasă, are planul perfect făcut, dar Dumnezeu este peste el. Dumnezeu este peste el. Și dacă vă spun treaba asta, eu nu spun să fac nici un joc de cuvinte, eu am trăit și trăiesc momente când Dumnezeu mi-arată că e peste, dar simt când de multe ori face lucrurile total, la o putere pe pământul acesta, de nu vă puteți imagina. Oameni buni, credeți-mă, încercați să-L puneți pe Dumnezeu la încercare și veți vedea că în momentul când Dumnezeu va porni spre voi și diavolul va veni imediat în spate, veți simți toate piedicile, dar veți vedea că Dumnezeu este un pas înaintea Lui. Pentru că El are toată forța pe pământ. Diavolul are toată forța pe pământ să-ți spună în fața ta toate lucrurile. Mai ales în cazul meu, când vin
Oameni buni, eu nu vreau să italizez lucrurile astea. Una e să lucrez pe 5.000 pe lună în Anglia și una să faci 25.000 în 12 minute. Vorbesc euro. Deci să lași toate lucrurile alea sau alte sume și să stai lângă Dumnezeu, cred că ai avut nevoie de ceva miraculos. Îmi dați dreptate? Eu am avut nevoie de ceva miraculos, pentru că 25 de ani, eu am avut parte de tot ce e mai frumos. Dar frumosul acel care pare roz și acel frumos pe care diavolul ți-l dă, dar în momentul când tu crezi că ești sus, te pune în cap. Și o să auziți în seara aceasta prin ce am trecut eu. Și atunci o să vă dați seama dacă, bă, merită să-L urmezi pe Dumnezeu, merită să vii vineri seara la rugăciune, să pui acolo un cuvânt de rugăciune pentru un bolnav, pentru că tu te ascultă lucrurile astea. Mă revin la acea problemă cu mărturisirea, că am zis că nu mai vreau, gata, m-am închis în mine, m-am pus pe genunchi, am zis, Doamne, facă-se voia ta în alt fel, dar nu mai vreau, eu nu mai vreau să mai fac treaba asta. Dacă am mers în casa a trei ființe și de acolo deja mi s-au zis vorbe, că și nebunii de la orfelinat unde lucrează ea are vedenii și dragomana are vedenii, atunci am zis, nicio problemă, voi face altceva. Doamne, fă cu mine ce vrei tu, ziceam eu la timpul respectiv, mi-am retras ulterior cuvintele, fă tu, Doamne, ce vrei tu, dar eu să fac altceva, o să stau unde mă pui tu să fac milostenii, să mă duc, să mă rog, pe la spitale, ce-o fi, Doamne? Eu întind mâna dacă trebuie, nu contează, și dacă sărăcesc, și dacă nu o să mai am ce trebuie, și dacă nu o să mai trăiesc viața care am trăit-o. Până într-o zi, primesc un mesaj din România cu o filmare. Știți ce întâlnesc acolo? Un caz care mi-a schimbat și mi-a pornit viața din nou. Spre Dumnezeu, să merg spre Dumnezeu deschis. Pentru că dacă ați văzut ce scrie aici, luminează. Dacă o cetate e pusă pe munte, nu-i pusă să fie ascunsă. Puneți voi o cetate pe munte să vedem. Se poate ascunde. Aprinde o lumină într-o cameră să vedem. Poate să fie, nu e făcută să fie lumină. Păi dacă eu nu vin să vă spun vouă, eu pot să stau acasă pe genunchi și să mă rog până să fac găuri în podea. Că nu o să audă nimeni cei dintre voi sau cei care v-ar trebui să ajungă mesajul meu la el. Deci nu se poate merge așa. Ascultați-mă puțin. Primesc acel mesaj, intru, trec repede peste el, mi-a trimis un video, m-am uitat puțin, zic, nu, mă uit că eu ajung acasă, oameni buni. Când am ajuns acasă, eu am avut emoții în viața asta, dar nu mă amintesc de multe ori să fi plâns. Dar după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, credeți-mă că îmi curg lacrimi pe obraz foarte des. Am avut oameni buni, meciuri, eu sunt sportiv, am fost sportiv de performanță, m-am luptat în local combat, K1, nume mari, campion mondial au trecut prin fața mea. Am avut puterea să stau în fața lor, de-aia am puterea să stau de aici încolo cu Dumnezeu, pentru că am o forță în plus și pe Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Vreau să vă spun că când am intrat pe filmulețul acesta, știți pe ce l-am văzut? M-am șocat. Un băiat care a fost în probleme cu legea, în timpul când am fost și eu în probleme cu legea, sunt într-o țară care ar trebui să fiu cât de atent la ceea ce vorbesc. La timpul respectiv, a fost cu mult timp înainte, a fost judecat, el fiind în poliție, a luat o suspendare și a pierdut meseria și a încercat să facă ce a putut și el. Oameni buni, acest om și-a cumpărat un motor. I-a pus țeavă de șapament speciale pentru un zgomot puternic, pentru a auzi celelalte mașini, pentru 100% pentru o impresie mai pătrunzătoare. Și cu toată dreptatea lui în mână și cu zgomotul ăla puternic la țevile la țeava de eșapament, așa să știți că la o intersecție o doamnă nu a dat prioritate, a intrat în el, l-a făcut praf și pulvere. Acest băiat a rămas paralizat de la jumătate în jos pentru toată viața. Și ce credeți că văd eu în acel filmuleț? Oameni buni, vă spun că nu-i de joacă. A ajuns un băiat cu studii superioare din familia de ortodoxi să se întoarcă la Dumnezeu și să mărturisească pe Dumnezeu că a rămas în viață paralizat și să spună, numele lui este Claudiu Oană, căutați-l pe net să vedeți mărturisirea acestui băiat. Băiatul acesta de la botezul în apă
mărturisea de Dumnezeu și mărturisea de ceea ce i s-a întâmplat în timpul când a fost el în comă. În momentul am zis, ferească-mă Dumnezeu! Eu care am fost binecuvântat și am stat atât de mult timp în locuri unde Dumnezeu de multe ori a plâns, Dumnezeu înștiințat că de multe ori te-am văzut, dar și când am mers în stânga și în dreapta, am fost lângă tine. Oameni buni, să vă vorbesc despre asta mai târziu puțin. Acest om a mărturisit pe Dumnezeu. Atunci am zis, gata, rectific. Suntem oameni, nu? Acum și eu zic, mâine nu pot cămașa asta, mâine nu port pantaloni aceștia. Ei, iau din nou. Că suntem oameni, noi ne sucim, ne întoarcem totdeauna în contra voinței noastre. Oameni buni, trec acum la mărturisirea mea. Dacă la 21 de ani, după 21 de ani, am avut un accident de mașină mortal și am avut splina spartă, apendicita, stomacul perforat, plămâni atinși, pancreasul atins, tăiat pe brațe, mi-am făcut tatuaje pe brațe să acopăr operațiile, m-am făcut tatuaj pe burtă să acopăr operația de 30 ceva de centimetri, credeți-mă că mi-a desfăcut de aici, de la plex până în zona pubiană, să-mi scoată tot afară și așa mai departe. Gândiți-vă că noaptea aceea trebuia să fie operat la 10 noaptea și nu vreau să dau vina pe nimeni. Așa a fost voia Domnului, cred. Am fost operat, gândiți-vă, după 10 ore, dimineața la 8. Doctorul când a venit, era sâmbătă noaptea spre duminică. Siga, eu nu mai știam, am intrat în com acolo. Mi-a povestit mama și, apropiații. Mi-au spus că striga doctorul pe holuri, disperat. Acest tânăr va muri. 2 litri de sânge sunt curși, mi-a făcut o radiografie rapidă, are o hemoragie internă, sângele se încheagă, cred că nu mai este șanse de salvare. Gândiți-vă la mama mea, 4 băieți, 2 fete, eu 20-23 de ani. Să vedeți ce urmează la mărturisirea mea, fraților. Pentru asta vă spun, băgați bine în minte ce vă spun acum, pentru asta eu îl slujesc pe Dumnezeu. Pentru asta eu când intru în post, intru 3 ore, oameni buni. Eu când intru în post, intru zile întregi. A pus și nu mănânc seară. Pentru că nu știu cum aș putea să vin eu în fața lui Dumnezeu cu trei ore de post în ziua respectivă. Vă spun asta că am caz concret. Am prieten care spune de 7 ani, de 8 ani de zile nu mai pot să prosper. N-am pus nimic deoparte, sunt în Anglia de 7-8 ani, n-am nimic. Serios, am zis. Hai să te învăț ceva. Intră în postul. Dar intră în post, mă, cum îți spun, lasă prostiile. Vrei să bei cafea, o beau dimineață, dar nu mai te gândi la ea. Intră în post. Am intrat în post 3 ore. Îl întreb, ați ținut post? Da. Bravo, felicitări. Cât timp? 3 ore? Foarte bine. Dacă te duci să faci analize la un doctor, și ce spune doctorul? Dimineața se vine mâncat de la 7 și la 7:30 veți intra să fac analizele. Vin alți pacienți în fața ta și te vei trezi că la 12 te ia să-ți ia sânge. Ce faci de la 7 până la 12? Stai flămând? Oameni buni, stați flămând? Da, pentru că trebuie să fac analizele, nu? Dacă te pui să mănânci, mai să analize cum trebuie. Deci stai de la 7 la 12 în post forțat. Pentru oameni. Pentru analiză. Și pentru Dumnezeu stai 3 ore în post. Iertați-mă dacă sunt prea direct. Dar vă spun că cu Dumnezeu nu merge cu ciupeala. Cu Dumnezeu nu merge. Am plecat de la 10.000, de la 100.000 de business-uri de bani foarte mult și mai las un singur robinet. Mai las să mai iau de acolo ceva care e ilegal. Că dacă ajung să sărăcesc. Asta am făcut eu, frate. Și ce am făcut? Am mai lăsat ceva să curgă. Și am ales în România. Vă spun, frate, că așa mi-a pus Dumnezeu pe suflet. Am plecat în România fără să spun la nimeni angajamentul care mi-a luat. Am zis, Doamne, am jurat, am promis, n-am putut să mă țin de nimic. Trecuse botezul meu, dar eu nimic. Tot pe lângă mergeam, mă, fraților. Nu reușeam nici cum. Cum vreau să mă pun pe cale, cum tot pe lângă. Mi-am luat un angajament și am zis așa. Eu ca om, dacă astăzi și de astăzi înainte voi mai călca în locurile am călcat, dacă eu, cu toate că știam că toți prietenii mei, fratele meu, toți erau în business-urile astea grele, dacă eu mai merg cu ei, înseamnă că n-am caracter, n-am coloană și n-am avut niciodată. Îmi dau un control mie și un test, 6 luni de zile, să nu mai calc. De fiecare dată când am zis că nu mai fac un lucru greșit și am călcat în locurile alea, în anturajul respective, am gafat foarte tare. Și atunci am zis, îmi iau angajamentul ăsta, Doamne, dar mi l-a spus mie, n-am făcut rugăciune. Oameni buni, în fața lui Dumnezeu vă spun, am ajuns în casa unui om.
Omul a fost sunat de un proroc și a spus așa: omul care calcă înălțime în casă astăzi, i-am văzut angajamentul. Și pentru că el are o frică, și aveam, asta mă face să fiu pocăit, să mă duc spre pocăința oamenilor. Aveam o frică că dacă voi fi pocăit, voi fi sărac, frate Mădălin. Pentru că eu de mic copil am văzut pocăiți săraci, cu mulți copii, cu 10, 12, 15, toți săraci. Dar știți de ce? Erau cazurile astea și sunt extreme. Sunt două variante. Ori te încearcă Dumnezeu, ori mergi tu pe lângă. Fraților, ori te încearcă Dumnezeu să te țină acolo, ori mergi pe lângă. Mergi cu un picior în groapă, mergi cu un robinet deschis, care Dumnezeu nu-i de acord cu el. Și Dumnezeu zice: închide robinetul ăla și îți dau 10 pe lângă. Știți ce mi s-a întâmplat mie? Mi-a spus: pentru frica care o ai. Oameni buni, nu mă știa omul, n-am văzut că e în viața lui. Îi transmisese la cel om la care am intrat în casă. Zice: pentru frica care o ai, voi lucra la ea și așa binecuvântări îți voi da cu mâinile tale că n-ai avut niciodată în viață. Martor mi-e Dumnezeu că de atunci până acum curg binecuvântările peste mine. Oameni buni, vă spun în fața Domnului, n-am făcut în 3 ani de meseria care avea, am un business cu soția mea, n-am făcut în 3 ani de zile, n-am reușit să pun deoparte în 3 ani cât am pus în 7 luni. După ce am luat angajament, mă întorc înapoi, fraților, la acel accident. 3 operații, operată România, am stat în spital, am slăbit până la 50 de kilograme, vă dați seama, veneau timpul respectiv sportiv de performanță, mă vizitau și spuneau: Dragoman a slăbit, are cât un, este la kilogramele unui sac de ciment. Frumoase expresii, frumoase jocuri de cuvinte. Când ești la distanță, nu ești în pat acolo. Veneau la reanimare la mine, îi vedeam cum veneau, eram praf și pulbere, oameni buni. Râdeau, vorbeau de femei, eu i-auzeam, vorbeau de femei, vineau doar să mă vadă. Numele nostru, noi avem, suntem mai mulți băieți în familie, noi am pus piciorul în prag de tineri și vă spun, nu vreau să scot asta în evidență, că nu asta slăvește pe Dumnezeu. Eu vreau să arătați altceva. Am trecut de operație respectivă. Oameni buni, ascultați-mă că vă spun lucruri reale. Nu m-am pocăit. Am încercat să merg spre Dumnezeu. Am încercat să fac ce trebuie să fac. N-am reușit, pentru că acel care are planul perfect aproape ca Dumnezeu este diavolul, care cunoaște fiecare loc în parte. Și dacă lăsa loc un pic să te duci greșit, te-a luat diavolul și mai te poate scoate nimeni de acolo. Și te ia diavolul cu tot felul de plăceri ale fizice, și te ia diavolul cu tot felul de lăcomii, și te ia diavolul cu mândria care te distruge. Te distruge, mândria te distruge, prima care te face să fii neom. Oameni buni, trec repede prin ele, că vreau să acum să vă spun de ce a făcut Dumnezeu în viața mea, înspre bine, nu înspre rău doar. 2006, 30 de ani, fratele meu mai mare, 7 ani și într-o mașină, accident mortal, toți au murit pe loc. Dintre Hora și Șiria, dacă cunoașteți Aradul, a fost lovit un pom. Oameni buni, mașina s-a încolocit după pom, pavanul mașina a dat de pom și s-a, pur și simplu s-a încolocit după pom. Deci, oameni buni, au venit pompierii și au scos, au zis sunt doi în față și cam atât. S-a scos 7-8 inși morți și s-a întins pe toți pe marginea drumului. Pentru ce? Pentru neascultare, pentru că fratele meu a fost înștiințat. Mă doare inima pentru el. Mama a avut un vis. N-a băgat în seamă. Cu toate că a fost cu precizie, oameni buni. Precis! Precis a fost. Ionel, alcool și mort. Mai mult decât atât, l-a văzut pe celălalt frate al meu, de care o să vorbesc imediat, cu mâinile în cap și mergea dintr-o parte în alta. N-a înțeles nimeni. Mama plânge, ne spune: copii, vedeți ce faceți. Feriți-vă de rău, faceți să fie bine. Nimeni nu bagă în cap. Și de ce? Că vine diavolul și în seara și în ziua, când îți vorbește Dumnezeu, el vine cu plăcerile care ți le oferă și îți dă 10.000 de euro și ce-ți place ție mai mult, ți-e dă pe tavă. Să știți că diavolul pe pământul ăsta îți oferă lucrurile astea. Nu sunt minciuni, nu sunt vrăjeli că ți le va da diavolul. Oameni buni, vi le dă practic. Deci, ce n-ai făcut în viața ta, banii care n-ai făcut în viața ta, vorbesc de bani acum, sunt la subiectul ăsta, nu că mulțumesc Dumnezeu că sunt lecuit de treaba asta, Dumnezeu mi-a scos asta, nu sunt mai curios de nicio afacere de genul. Trec peste 2006. Mă duc, fraților, peste 2007, că sunt în Anglia și sunt filmat. O problemă grea peste viața mea din nou. Ascultați aici. 2011. Fratele meu, mai mare, cel mai mare băiat dintre noi, sportiv de performanță, luptător în cușcă. Nu puteam să stăm în fața lui multe minute. Când ajungea lupta la sol, eram terminat. Era ca un tigru. Merge cu familia la un bazin unde apa se retrăgea.
La 20 de minute veneau valurile și reveneau pentru amuzament, cum se procedează la respectivele bazine. Copiii erau afară, s-a pus pe treapta respectivă și a strigat: copilași, haideți să vedeți ce face tata. Flic-flac, pe spate, nu în față. Până s-a făcut regula cu copiii, s-a pus spatele spre bazin, copiii se uitau, nu și-a luat în calcul că ceasul respectiv, la 20 de minute, se retrage apa și rămâne betonul. Oameni buni, când a sărit peste cap, iată în cap, a sărut, a paralizat de aici, ești paralizat pe viață. Fratele meu, 2011, a paralizat. Fratele meu, sportiv de performanță. Al Dumnezeu este judecata. Eu nu știu ce să mai spun, fraților. Că dacă aș sta să zic, de ce, Doamne, atât de tare, pe ăla îl bagi în mormânt, pe ăsta îl pui în căruța, cu ce am fost eu mai bun ca ei? Cu ce am fost eu mai bun ca ei? Deci e rândul meu. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. E rândul meu, care eu am scăpat de la accident, de moarte, că am uitat să vă spun că după 3 operații nereușite am plecat în Austria și m-am operat în Viena, 5 ore a fost operația. Un dezastru, dar m-a vindecat Dumnezeu. Mergem mai departe. Am mers și după această nenorocire cu fratele meu, am mers puțin spre Dumnezeu, dar având în desfășurare foarte multe lucruri, e foarte greu, de-aia v-am spus că jumătate de măsură nu se poate. Am încercat să ne apropiem de Dumnezeu, dar știți cât? Cum face omul? Uitați-vă ce număr numeros sunteți acum și... Mă, oameni buni, oare nu e aceeași treabă și vineri seara? E aceeași treabă, dar avem comoditate, adevărat, oameni buni. Deci acum, nu critic pe nimeni, eu îmi spun mie treaba asta. Așa suntem noi, oamenii, lăsăm de pe o zi pe alta. Astăzi ești pus la un mod extraordinar și vă spun exact, că toți cedăm dacă nu suntem atenți. Trec de 2011 cu fratele meu, așa cum e încărus Dumnezeu l-a binecuvântat și poate o să ziceți, bă, serios, că el l-a binecuvântat așa cum e. Da, mă, oameni buni, să știți că e căsătorit de atunci și stă lângă Dumnezeu așa cum știe el, așa cum poate el și mărturisește pe Dumnezeu că nu l-a mărturisit în viața lui. Și am spus, băi, Silvile, omule drag, oare ce s-a putut întâmpla să ajungi aici? Știți ce mi-a răspuns? Eu tare mult m-am chinuit, fraților, să aflu ce s-a întâmplat în viața acestui om de a fost așa o lovitură. Pentru celălalt, pe cine să mai întreb? Voi vedea când Dumnezeu ne va duce pe fiecare parte în parte. Mi-a spus, Mariuse, eu sunt bine așa cum sunt. Așa-L cunosc pe Dumnezeu mai bine. Oare, fraților, merită să stai în căruț și să zici, sunt bine așa cum sunt? Când ești pe picioarele, când sunt pe picioarele mele, să vedeți ce am pățit eu după asta, fraților. Iertați-mă. Trece de 2011, soția mea, la timpul respectiv era prietena mea, eram iubiți, decide să cumpere niște prăjituri și merge la o familie. Acolo îi se vorbește de Dumnezeu. Trece timpul, îmi vorbea de această familie, iertați-mă, îmi vorbește de această familie și vă spun, nu vreau să aud. Am trecut prea atâtea lucruri rele, încât am zis, bă, dar Dumnezeu ăsta, numai belele dă, mă. Am zis, mă, Dumnezeu numai lovituri, închisori, moarte, nu mai vreau, eu nu mai vreau să aud, eram atât de împetrit, nu mai vreau să aud de nimic. Am zis, bine, Denisa, Marius, uite, am vorbit aici, m-am vorbit de Dumnezeu, nu știu, altfel vorbește de Dumnezeu, vorbește despre altceva. Mă lași în pace, te rog, hai să schimbe subiectul, îi spuneam. Răbda săraca fată și mergea înainte. Eu mergeam cu afacerile mele, plecam în toată Europa asta. Întâlniri cu oameni de tot felul, oameni pe care am întâlnit în viața mea și m-am uitat în ochii lor și am dat un telefon fratele meu și am spus, dragul meu, eu niciodată nu m-am mirat la întâlnirea asta. Pentru că așa un om murdar am văzut în el, așa o putere demonică am văzut în acest om, încât acest om, dacă ceva nu îi se cuvine, va trebui să-mi ia viața. Și mi-e frică că voi da eu răspundere de viața lui. Că l-am simțit că e demonic. Și decât să ajung acolo, eu nu mai vreau să am de-a face cu omul ăsta. Pe veci nu mai mă interesează. Eu deja lucra la inima mea cuvintele spuse de Denisa, soția mea. Îmi spunea că a cunoscut un om care vorbea de Dumnezeu într-un mod diferit.
Trec repede peste aceste etalări. Tot timpul când îmi spunea Denisa, întreba, lasă-mă în pace, te rog, termină, schimbă subiectul, că mă enervez și uite, dacă vrei, du-te singură. Și așa a făcut. Știi ce a făcut? Împotriva mea. Eu eram în cluburi, eu eram la distracții, eu eram la tot felul de afaceri zdrobitoare și ea mergea la rugăciune. La un moment dat îmi spune, Marius, hai să mergem până la omul ăsta. Cam cum a dat prăjitură, nu vreau să vii înăuntru, numai să treci pe la poartă, pe la el. Zic, ok, stăm în drum, haide, m-a prins drumul meu mai bun, am plecat. Dar înainte de asta am spus, știi ce, lasă-mă cu el. Lasă-mă cu omul ăsta, că eu dacă ajung la omul ăsta de care tu îmi vorbești, vă spun în fața Domnului. Eu dacă ajung la omul ăsta de care tu îmi vorbești, eu mă pocăiesc sigur. Eu aveam deja, primeam ceva. Când Denisa îmi vorbea de acest om, primeam ceva, primeam un mesaj, primeam o informație care rămânea undeva stocată în mintea mea. Oameni buni, am plecat să luăm prăjitura de la acest om. A dat mâna cu mine, mi-a vorbit câteva secunde, m-a cucerit din prima. Nu mi-a vorbit de Dumnezeu mare lucru, mi-a pus niște întrebări simple și am zis, îmi place, am zis la Denisa, îmi place felul lui, îmi place finețea lui. Un om în vârstă să vină la mine, să pună mâna la spate, să spună, bună ziua, îmi permiteți, vă rog, haideți în casă. Doamne Iisuse Hristoase, când stăteam de vorbă cu oameni de alt gen care erau atât de înfioroși, îți venea să vomiți și le zâmbeai în față și le dai mâna cu ei și te pupau ca sârbii, sau sârbii te pupă de trei ori, te îmbrățișează o dată, de două, de trei ori, zice că e întâlnirea, cunoștința și respectul. Niciuna din ele nu există. Niciuna, totul e banul, totul e chestia asta murdară. Vă spun că am continuat să fac treburile mele. La un moment dat m-am decis să o urmez pe Deni la rugăciune. Am mers la rugăciune și m-am simțit ca în anul 1945. Oameni buni, are diavolul așa de frumoase casete și niște plăci de pick-up ca pe timpuri, de nu-ți vine să crezi. M-am trezit, fraților, cu patru doamne în vârstă și cu un colos al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui și binecuvântat să fie, că a lăsat în omul ăsta atâta putere și calm. Ne-a vorbit sute de ore de Dumnezeu. Oameni buni, când Dumnezeu are planul și pregătește și omul, când Dumnezeu are planul, pregătește și subiectul, când Dumnezeu are planul, nu mai poate să vină acel care cunoaște planul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are supremația. Asta simt eu. Asta am simțit și asta trăiesc. Am urmat să merg la acest om în casă și auzeam cuvântul Domnului într-un mare hal. Oameni buni, aș dori ca fiecare dintre voi, dacă nu sunt aici oameni care cunosc pe Dumnezeu, să aibă puterea și înțelepciunea să-L asculte pe un om care vorbește de Dumnezeu cum l-am ascultat eu pe omul ăla. Eu nu știu dacă a fost cineva în viața mea, un părinte, să ascult pe cineva, nici măcar pe instructorul de kickbox care îmi spunea tranșant că directa este directă, nu este cu curbă, virgulă. Deci nici pe ăla care știam că mă va pune la un nivel foarte înalt, nu l-am ascultat cum l-am ascultat pe omul ăsta. Îmi dădea Dumnezeu un calm să-l ascult și să înțeleg cuvântul Domnului în așa un fel în care eu nu mai pot să văd pocăința altfel. Eu nu mai pot să văd pocăința altfel. Eu nu mai pot să merg la schi cu un om care mă invită să merg la schi cu el și el își are soția sau nevasta plantată într-un oraș pentru a-i produce bani. Eu n-am cum să merg cu tine la schi, pentru că am lângă mine un om care este departe de Dumnezeu și s-ar putea din acel om să mi se transmită și mie lucrurile rele. Eu trebuie să mă feresc de anturajele respective. Oameni buni, am dat exemple care mi-au venit pe loc. N-am pregătit nimic. În numele lui Iisus vă spun că am venit nepregătit și nu vreau să pregătesc nimic, pentru că e mărturisirea mea, nu este o regie, e ceea ce am trăit și nu poate fi nimic pus în plus sau minus. Nimeni nu poate să o facă cum o fac eu. Oameni buni, Denisa mergea la rugăciune, eu mergeam în treburile mele, primeam poze pe WhatsApp, toată plânsă, o spun acum, o vedeam că vine de la ceva ce eu cunoșteam despre acest lucru și n-am ascultat în totalitate. Știți ce mi s-a întâmplat? Mi-am făcut un plan, am avut o acțiune, am făcut planul toate perfect, de nu vă puteți imagina. Am spus verbal, orice s-ar întâmpla nu se ajunge nici cu telefoane într-o parte, nici în cealaltă. Inclusiv dacă mor,
Nu știu cine a fost acolo. Le-am spus cuvintele astea, vă spun sincer. I-am pus pe acei oameni, am pus la punct în așa fel. Nu se trece, oameni buni. Ascultați-mă ce vă spun. Când vii dintr-o lume respectivă, nu trece peste cuvântul tău nimeni. Deci este un respect care se clădește. I-am spus, orice se întâmplă, nu dați telefon nicăieri. Va fi să fie bine. Nu m-am gândit că va fi atât de grav. Eu credeam că va fi o acțiune care va fi reușită 100%, cum au fost altele sute. N-a fost așa. Știți unde am ajuns? Direct în comă. Oameni buni, direct în comă. 4 ore. Și în acea comă s-au întâmplat lucruri groaznice. Lucruri groaznice. Vedeam o lumină care venea de afară. Eram într-o clădire, într-o cameră și încercam să mă ridic de pe un pat. O voce îmi spune așa: tu trebuie să ajungi la lumina respectivă ca să vezi soarele și să ai parte de el. Și încercam să mă ridic și nicio șansă. De la acest schimb care a durat foarte mult, oameni buni, vă spun ceea ce mă amintesc acum și văd în fața ochilor. A fost un chin foarte lung, că acolo în coma aia aveam impresia că mi se smulge inima din mine și ajung să mor când mi-a ieșit inima din mine afară, înainte să mor de loviturile care au fost cauzate după acea acțiune. Oameni buni, de acolo m-am văzut în spital. Pe un pat din spital, cu mai mulți asistenți pe lângă mine și se aștepta să vină doctorul final. Eu vedeam tot ce se întâmplă, îi vedeam pe toți cum stăteau cu mâinile și vorbeau și am întrebat, ce se întâmplă? Nimeni nu răspundea nimic. Ce se întâmplă? Și dintr-o dată mă văd pe mine în pat, dar fără nicio reacție. Deci, oameni buni, așa mi-e de greu să vă explic, dar vă spun așa exact cum a fost. Văzând un trup în partea alaltă și în partea asta, încercam să vorbesc cu oamenii. Oameni buni, voi nu vedeți. Faceți ceva. La un moment dat îl văd pe fratele meu. Văd scările transparente până jos și văd pe fratele meu care leargă pe scări. 2-3 trepte trecea peste ele și se ajungă repede la fratele meu. Și ajungea aproape de mine și la un moment dat striga: ce ați făcut cu fratele meu? Unde este fratele meu? Oameni buni. Când m-am uitat spre pat, n-am mai fost acolo. Știți unde am fost? La 4 metri într-un sicriu. La 4 metri într-un sicriu. M-am văzut într-un sicriu, dar este interesant că eram cu 10 sau 15 ani mai tânăr. Eram atât de frumos fardat și părul aveam ca la vârsta respectivă. Eram îngrozit și am zis: Dumnezeule, ce fac? Și doctorul spune: gata, a plecat. Frate, m-a strigat: ce ați făcut cu el? Ultima șansă. În momentul ăla, fraților, credeți-mă, durerea mea, vă spun în fața Domnului, nu era că mor eu, nici nu-mi pasă și nu-mi pasă nici acum, vă spun sincer. Mie nu-mi e frică, fraților, eu vă spun în fața lui Dumnezeu. Mie nu-mi e frică de moarte. Nu vreau să mă pun cu diavolul la trântă, niciodată în viață. Eu am pe Iisus Hristos care va lupta pentru mine. Dar nu mi-era frică că mor. Știți care era problema mea? Ce face mama când își mai îngroapă un copil la vârsta apropiată care m-a îngropat unul? Cum voi fi răspunzător în fața lui fratele meu când el va trebui să mai îngroape un frate? Deci vă spun, dacă e foarte greu să vă transpuneți de așa o situație, ce vă spun eu, un dezastru total. Un dezastru total să te vezi pe tine în sicriul meu, oameni buni, să vezi, Doamne ferește-mă, să vezi scândurile alea, să vezi sicriul ăla de culoare respectivă. Groaznic! Am mers la multe mormântări, fraților. I-am îmbrățișat pe oameni în viața asta. Dar nu simți ca și acel om care e acolo în problema lui. Nu simți ca și el oricât ai vrea. Am început să strig către Dumnezeu într-un mare hal. Am început să strig către Dumnezeu, am zis: Dumnezeule, dacă tu, care ai făcut totul, trebuie să faci cumva să intru, să rămân în viață. Trebuie să faci cumva să mă duci înapoi de acolo de unde am plecat. Și o voce îmi spune așa, fraților, oameni buni, o voce îmi spune așa: dacă te uitai la umblările Denisei, astăzi aveai parte de o primăvară însorită și un soare luminos. Vocea asta n-am mai auzit-o în viața mea. Vocea asta mi-a rămas și îmi va rămâne până pe marginea gropii, fraților. În momentul ăla am zis: Dumnezeu cerului, te rog, nu mă lăsa să mai îngroape mama un copil și să-l
ducă fratele meu încă pe unul la groapă. Am început să mă roag Dumnezeu pentru treaba asta și vă spun, ca pe minune, Dumnezeu și-a întins mâna. Cred că Iisus Hristos a apăsat pe cântarul care nu dădea nicicum. Nu cred că cântarul dădea să meargă spre bine. Dar Iisus Hristos, sunt convins că El a apăsat pe cântar să se echilibreze și să primească viață. Iisus Hristos este acel care eu simt, este mărturisirea mea, oameni buni, eu simt că cu intervenția lui Iisus Hristos, Dumnezeu a fost înduplecat. Și eu astăzi mărturisesc cu toată inima mea și vreau să-L servesc pe Dumnezeu toată viața mea. Oameni buni, a trecut acele momente, să nu vă povestesc câte greșeli au făcut acei oameni. Să nu vă povestesc câte greșeli, că diavolul asta a făcut, diavolul a vrut să mă moare cu orice preț. Încercau să mă resusciteze, oameni buni, și mă scăpau și am dat cu capul de niște... Am fost umflat în 7 locuri, nu o să fiu... Diavolul încerca cu orice preț. Eu vă spun acum că am întrebat, i-am pus în fața mea și am întrebat pe fiecare după aia, după multe zile. Vreau să aud de la cap la sfârșit fiecare punct, ce s-a întâmplat, ce am făcut în timpul cât am fost în comă. Oameni buni, îmi spun acei oameni că la odată la ceva timp mă ridicam de pe pat până sus la nivelul de 45 de grade, deci cum ești întins pe spate, deci la 45 și cădeam înapoi, dar niciun semn de viață, nimic, atât. Eu mă amintesc că acele zvâcuri erau acele care îmi vedeam eu soarele după ușa respectivă și trebuia să ajung la soarele respectiv. Eu mă chinuiam să ajung în punctul la care să primesc viață. Eu numai așa pot să imaginez care erau trăirile respective. Mi-au spus că mi-au pus în mână hărticele cu Dumnezeii lor, cu cruci, cu de tot felul de lucruri, să mă învie alea, să fie fratelor. Nu a funcționat nimic. Nu a funcționat nimic. Sunt lucruri care sunt oarecum greu de explicat. După această nenorocire, vă spun sincer că o să vă șocați. Când Dumnezeu îngăduie să-ți dea viață, dar nu să-ți dea viață în căruț, nu să-ți dea viață sub paralizie, nu să-ți dea viață în care să rămâi aproape semi-analfabet, pentru că odată ce stai în comă, am mers la specialiști să văd despre ce a fost vorba. Mi-a spus, măi băiatule, 15 minute de comă, tu trebuia să înveți să mergi din nou pe picioare și să înveți să vorbești. La tine s-a întâmplat ceva, niște foarte comun. Am vorbit cu băieții, uitați-vă să vedeți dacă sunt camere. Vreau să am toate dovezile ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Nu le-am spus lor astfel, asta mi-a fost pentru mine. Oameni buni, după această comă, așa să vă gândiți, m-am trezit, e șocant și pentru mine. M-am trezit cu geanta în mână, acum e fizic ce vă spun. Ce acum vă spun e fizic, nu mai e coma respectivă. Eu m-am trezit în camera respectivă cu geanta care aveam la mine, deci exact ca și cum eram un musafir venit pe pământ, mai oameni buni. M-am trezit cu geanta în mână și am zis, mă, cum am îmbrăcat, mă, cum am ajuns, ce s-a întâmplat, mă dureau toate. M-am uitat în jurul meu, Doamne, m-am pus pe pat, m-am întins și fiind foarte, foarte slăbit, pentru că creierul nu s-a oxigenat atât de multe ore, sânge, oxigen, sunt niște puncte foarte vitale care corpul dă semne aproape până la moarte. După această perioadă, ajung la cel mai important punct. Am dat telefon soției mele și am spus așa, ce faci, draga mea? Bine, mă pregătesc de botez. În casă, în acea bisericuță, se pregătea un botez unde era stabilit ca soția mea și mama ei să se întoarcă la Dumnezeu. Ea nu vine dintr-o familie creștină. Ei au hotărât. Eu eram haiduc. Eu eram viteaz. Eu eram puternic. Mergeam să fac bani după plăcerile mele și nevasta mea, care a devenit nevastă, fugea spre Dumnezeu. Dar am primit un mesaj. Dacă te uitai la umblările Denisei, astăzi aveai primăvara care am primit-o, fraților. Am primit primăvara aceea. Știți ce am făcut? Am luat telefonul și am zis, ceau, draga mea, o fată care, sunteți multe fete aici, tinere, care are un iubit și te lasă așa 3 săptămâni, 2 săptămâni să nu știe nimic de tine, să nu știe nimic de el. Și te gândeam, ce relație asta, mă? Aveam 7-8 ani de relație. Eu meream unde vreau și făceam ce vreau, pentru că eu produceam. Eu eram omul care eram acționar, eu eram omul care veneam, eu eram omul care afacerile erau al mele. Puterea mi-o dădea diavolul să fiu putere, să fiu control, să fiu peste tot. Așa face diavolul, te face să fii controlor peste familie, controlor peste nevastă, controlor peste prieteni, controlor peste toate lucrurile greșite până intervine Dumnezeu. Am dat telefon și am spus, ai pantaloni albi acasă? Da. Mi-a zis că
nu știe sigur. Am sunat pe un prieten și l-am întrebat, ai pantaloni albi acasă? Da, am o pereche noi nouți. Exact măsura ta, el e fizicul meu. Zic, poți să-mi dai cât poți de repede? Că vreau să fac ceva, am zis eu. Am sunat-o după aia din nou pe Denisa, i-am spus, ai cămașă? Mi-a spus că da. Pune-le într-o pungă și ne vedem la acea casă. Oameni bun, soția mea s-a pus și a sunat acel om. Acel om a îngenunchiat în fața Domnului și a cerut să vadă dacă Domnul e de acord ca eu să fiu botezat. Din starea care eram și în felul cum eram. Dar pentru că eu am fost la el în casă sute de ore. Pentru că eu am fost aparținător la rugăciunile lor, cu toate că nu eram pocuit. Cu toate că nu aveam nicio... Deci nu aveam nici pe departe un cuvânt de a zice ceva în casa aia. Eu stăteam pe scaun și ascultam doar. Pentru că acel om mi-a văzut, toate cunoștințele au fost umplute de Dumnezeu de la el. A pus în fața Domnului să vadă dacă se acceptă acest botez. Și Dumnezeu a zis da. Dumnezeu a spus da. Și o să vă mirați acum, dar să nu luați greutatea asta. Pentru ai cei care au fost invitați la acel botez, nu a fost frumos, da, oameni buni. Oameni buni, pocăiții, cei mai pocăiți care cred că sunt cei mai pocăiți, au fost împotriva mea. Oameni buni, ascultați-mă, când te pui tu împotriva lui Dumnezeu și au murmurat în spate și cum e posibil asta? Pentru că noi vrem să-l ducem la tipei. Păi ăsta e un nume. Noi vrem să-l botezi altcineva, vrem să-l ducem în altă parte, nu-l botezi așa cum vrei tu. Oameni buni, e șocant, așa-i? E șocant, pentru că acel care trebuie să te susțină, să zică, slăviți să fie Dumnezeu, mă pun pe genunchi cu tine, mă, hai să vedem ce facem. Aveți oameni în biserică, oameni buni, care au forță de a elibera, aveți oameni în biserică care pot rupe legăturile demonice, oameni buni. Oameni buni, când sunteți în situații grele, puneți-vă în fața pastorilor sau prezbiterilor sau cum îi numiți voi și cereți cu inimă largă să se facă unele lucruri care trebuie să fie făcute pentru că Dumnezeu eliberează. Pentru că Dumnezeu te scapă de cea mai grea povară a inimii tale. Pentru mine e povară foarte grea, e să... nu știu, să ajung să... Nu dau acum niciun fel de exemplu, că nu vreau să fiu radical. Pentru voi, poate, un telefon e o povară, da? Pentru mine nu ar fi o povară. Oameni buni, eu vă spun în fața Domnului, vă spun asta. Eu când îmi pun un lucru în cap să-l fac, îl fac. Eu nu mă interesează. Dacă am zis nu pun mâna pe telefon că citesc din Biblie, nu mai vreau să-l văd. Dacă mi-am pus în cap să nu mai am telefonul la cap când mă culc lângă cap, nu mai pun. Dacă mi-am pus în cap să fac alte lucruri, nu le mai fac. Pentru că așa m-a învățat Dumnezeu în aceste sute de ore care omul ăsta mi-a vorbit. Vă dați seama ce s-a întâmplat. Am ajuns în casa aia cu o plasă în mână. Tot umflat. N-a fost umflat foarte vizibil decât partea asta a fost umflată rău. Nu prea tare, nu foarte tare, dar era clar că ochii umflați. Și am zis, pace vouă. Am plecat în altă cameră, am venit înapoi și s-au șocat pocăiții. Că se botează Marius. Cum să se boteze Marius? Că Marius nu face aia, nu face aia. Și fratele a zis, este un om care nu vorbește mult, dar vorbește când trebuie. Oameni buni, în numele Iisus vă spun că acest om avea 40 de zile de post consecutiv. 40 de zile. Luați și studiați să vedeți că se poate face treaba asta. L-am întrebat eu personal și n-a fost singura dată când l-a ținut. A ținut și de 42 de zile, a ținut și de 17 zile, a ținut și de 12 zile. Acum e în post pentru fratele meu până marți, dar nu cu mâncare seara, oameni buni. Postul, cum ține el, poate. Și eu pot să-l țin. Slavă Domnului, ceresc, când se închide stomacul, când intru în post, vă spun în fața Domnului. Nu mai vreau să aud de mâncare, oameni buni. Ori îl țin, ori nu mai îl țin, oameni buni. Acest om, când lumea murmura și făcea tot felul de lucruri, călăuza lui Dumnezeu era peste el și Dumnezeu îl călăuzea în a nu pune urechea la ce zic acei oameni. M-a îmbrățișat și a spus, slăvit să fie Domnul. Marius, și uita la mine așa, a început să plângă și a zis, cum aș putea eu să opresc acest botez? S-a auzit acum un lucru important. Când în momentul când am dat mâna cu tine în fața casei, Dumnezeu mi-a vorbit lucruri mari despre tine. Oare Dumnezeu nu știa că tu vei ajunge aici? Oare Dumnezeu nu l-a pus pe acel om să intre într-un post de 40 de zile să se pocăiască, Marius? Oare vă credeți că postul care ți-l pune Dumnezeu în minte, ți-l pune cu un scop greșit? Niciodată. Și urmați-vă, fraților, gândurile. Când vine un gând curat și vedeți că e un gând curat,
Lasă-l să te cuprindă că vine de la Dumnezeu. Îl simți că vine de la Dumnezeu. Nu poți să vină dracu să te pună în post. Iertați-mă că folosesc cuvântul ăsta. Nu vine niciodată diavolul să te bage în post. El vine și spune, nu, păi azi ai de făcut altceva. Fraților, îngenunchiați-se la vârsta de 29 de ani, cred că aveam, am trecut peste acea perioadă 2009, intenționat, știu de ce, s-a pus prorocul în fața noastră, la mama în casă, venise că pleca de acolo în altă parte și a poposit la mama să se roage și să doarmă, să mănânce și să doarmă, și noi venisem acasă să o vedem pe mama și să plecăm în club, aveam pregătită masă, la noi cam așa stăteau treburile, masa în club îmi stătea de pe o săptămână pe alta închiriată, nimeni nu se pune la masa noastră. Deci așa erau regulile astea în domeniul respectiv de care nu mai vreau să aud și n-am mai călcat de foarte mult timp de când l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat în acele cluburi și nu mai vreau să calc viac. Oameni buni, s-a pus acel proroc în genunchi și o zis așa. Se vede în fața ta un zid foarte mare și o sârmă din pat și o înălțime extraordinară. Dacă acum te predai în mâna Domnului, se dărâmă, văd cum cade zidul, se dărâmă și nu mai ai parte de necazul care te așteaptă. Oameni buni, credeți-mă, în 200 mâini am fost după partea ala de zid. M-ați înțeles voi foarte bine, cred că. Așa să știți. Neascultare. Acum, de data asta, ajung la botez, intru în apa botezului, trec peste aceste împotrivire a celor oameni, vedeam cum pur și simplu se coteau, pur și simplu nu le conveneau. Probabil că unii dintre ei au citit în Biblie, frate Mădălin, probabil că așa se fac lucrurile după Biblie, făcute toate în ordine. V-am auzit pe dumneavoastră la botez, Doamne cât mi-a plăcut, slăvit să fie Dumnezeu, Doamne cât mi-a plăcut. Ai spus așa, oameni buni, apa asta nu schimbă nimic. Apa asta nu schimbă nimic. Nașterea din nou te va face să fii încrezător în Dumnezeu și să urmezi pașii Lui. A vorbit fratele Mădălin atât de precis și era exact viața care am avut eu. Oameni buni, să știți că eu vă spun lucruri care s-au întâmplat și după botezul ăsta. L-am chemat pe fratele deoparte și am spus așa, frate, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Eu nu pot să intru în apa asta cu minciuni. Eu nu pot să intru în apa asta cu minciuni. Vai, ce târziu este. E târziu, nu știu cum să mă încadrez. E 19 și 17. Vreau să spun că eu am unele lucruri care nu s-au încheiat. Eu am unele lucruri din viața mea care mie îmi aduc venituri colosale. Eu nu pot să am investite să primesc. Și mi-a spus așa, frate Marius, Dumnezeu va aduce despătimirea și Dumnezeu va aduce eliberarea acestor lucruri pe rând. Nu te încorseta în asta. Nu te încorseta în asta. Crezi în Iisus Hristos? Crezi că Dumnezeu și Iisus Hristos te va spăla de păcate? Da. M-am apropiat de bazinul, am făcut o rugăciune. Așa mi-a venit mie să o fac, fraților. Am făcut o rugăciune pentru mine și am spus, Dumnezeu meu din cer, vă mărturisesc, fraților. Dar nu să te dezamăgesc. Mi-era frică că atât de multe lucruri aveam oameni buni prinse în inima mea, că nu știam dacă o să mă pot lăsa de ele. Ceea ce-ți dă diavolul, plăcerile astea care voi nu le-ați trăit. Fiți binecuvântați, oameni buni, și bucurați-vă că n-ați trăit ce am trăit eu. Nu ați ajuns să gustați din ce am gustat eu. Pentru că diavolul îți dă cele mai frumoase lucruri de pe pământ. Cele mai frumoase. Eu nu vreau să număr. Aveți voi lista în față. Puneți-le pe listă care vreți voi. Și să știți că eu am fost un om moral, așa să zic. N-am avut lucruri de astea groaznice, imoralități. Mi-am văzut, eu am fost un bărbat care mi-a plăcut femeile, am fugit de toate homosexualitățile, am văzut pe aici prin Anglia, pe la voi tot felul de parade și tot felul de lucruri, m-am îngrozit de toate lucrurile astea, dar totuși nu eram lângă Dumnezeu, făceam alte lucruri care nu erau cuvenite. Dar am zis, Doamne, trebuie să scap de astea. Am făcut acest botez și vă spun în numele Iisus Hristos că nu am reușit să țin calea dreaptă după botez. Oameni buni, în numele Iisus Hristos nu am reușit, cât m-am chinit. Pentru că călcam unde erau 20 de interlopi sau 20 de oameni puternici care veneau cu tot felul de promisiuni și cu tot felul de lucruri frumoase, care ziceam că ajung, vorbesc și plec. Nu mai plecam, fraților, luam alte direcții și dezamăgeam tot în jurul meu, mă refer la familie și la răbdarea Denisei, care, credeți-mă că numai Dumnezeu a pregătit-o pentru mine. Am trecut de această perioadă, 9 luni de zile, am încercat să cred că sunt pocăit, dar n-am fost pocăit toată. N-am reușit să scap de ele, am fost prins în ele și am zis, frate, faceți rugăciune pentru mine, faceți ceva. După 9 luni de zile, mi-am luat angajamentul care vi l-am spus chiar la început. Am zis, nu mai calc, nu mai fac, nu mai trec. Așa am și făcut. De atunci, de când mi-am luat acel angajament, am
am început să urmez pe Dumnezeu așa cum am știut eu. Oameni buni, dacă era biserică luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, eu mergeam la orice biserică găseam numai să mă rog. Știți de ce? Să nu mă duc la terasă, să nu mă duc în locuri în care aș putea să cad din nou. Să nu mă duc unde sunt, oarecum să le numesc, băuturi exotice și băuturi bune și tot ce vreți voi să vă duc în stări extraordinare și să te tragă dracu înspre poftele astea care nu mai poți să le stăpânești. Pentru că aceste lucruri îți comandă creierul să faci ce vor ele, nu ce vei tu. Pentru că diavolul prin asta lucrează. Că nu o să mergi într-o biserică de pentecostal, de orice religie ar fi ea, și să îți dea șampanie și alte fel de lucruri. Dracu ți le dă acolo ca să te ducă după aia să faci, să-ți pună o ceață pe ochii tăi. Dar mulțumesc Dumnezeu că mi-a ieșit înainte, oameni buni. Dumnezeu mi-a ieșit înainte. Și când am zis eu că iau angajamentul ăla, El mi-a răspuns. Și de momentul ăla am zis, gata, viața mea își ia alt curs. Am mers pe la biserici, am plecat într-o vacanță scurtă, am mărturisit asta la o rugăciune odată, nu știu dacă trebuie să o repet cât pot de repede. Am intrat într-o biserică, Biserica Eclesia, a fiului pastorului Tipei. N-am știut când seara aia va fi o seară specială. Slăvit să fie Dumnezeu că specială a fost pentru mine, că am plecat acasă numai în lacrimi. N-am plâns, oameni buni, când au trecut gloanțele pe lângă mine, oameni buni. Și se făcea scântei în stâlpi în fața mea. N-am plâns, oameni buni, când am stat în fața coloșilor. Și plângeam când mi-a vorbit un om și mi-a spus în biserica respectivă în felul următor. M-a trimis Domnul la tine, mi-a spus ulterior, că vorbisem cu el după aia, că i-am spus să-mi fac niște lucruri clare. De când ai dat în biserică, Dumnezeu m-a trimis spre tine și am zis, cum să mă duc eu la ăla? Ăla îmi zice ceva. Doamne, te rog, mai lasă-mă, mai iau, cer un semn de la tine, zise prorocul. Dacă acest băiat va rămâne în biserică, până după rugăciunea asta voi face acest lucru. Dar eu știu ce am făcut. De pe scaun am plecat în față să mă rog. Deci era, sala era un fel de amfiteatru, fiind o sală de cinema, transformată într-o biserică extraordinar de frumoasă și de plăcută. Eu plecam să mă rugăciune în față, așa mi-a pus Dumnezeu pe suflet, să plec de pe scaun în față, să vedeți planul Domnului. Când prorocul a deschis ochii, s-a uitat la locul meu unde eram mai sus, da? La 30 de grade, zice că era amfiteatru. Marius nu mai era acolo. Omul zice, Doamne, mi-a dat semn. Nu trebuia să vorbesc la omul ăsta, că poate ăsta era nebun. Poate nu ceea ce am biserică, mai ne dea și una. Dar eu eram în față la rugăciune. Am stat o oră în față și m-am rugat. Oameni buni, au pus mâna pe mine 3 oameni. Eu nu i-am văzut la față. A pus una în stânga, în față și în spate. De la fiecare om în parte am auzit exact ce eu îmi ceream. Și am zis, e extraordinar. Eu mă rugam, Doamne, rupe orice legătură. Ascultați-mă pe ăsta din spatele meu. Rup în numele Iisus Hristos orice legătură. Și mă simțeam liber. Ăsta din partea asta se roagă și spune, îți mulțumesc Dumnezeule că l-ai iertat. Am deschis ochii, oameni buni. Pentru că eu vreau să văd lucrurile clare. Pentru că Dumnezeu vrea să vedeți și voi lucrurile clare. Să nu fiți închiși. Uitați-vă la lucruri clar, cât se poate de clar. Analizați-le că Dumnezeu vrea lucrul ăsta. Acel om din fața mea a pus-o pe mine și a zis niște cuvinte extraordinar de mari, dar nu mai erau atât de convingătoare pentru că eu am simțit că sunt blocat. Am plecat sus pe scaun și să vedeți unde vine blocajul. M-am pus jos pe scaun, aveți o cântare care o cântați și voi în biserică, îngenunchez la tronul tău, genul respectiv. Cântam și nu îmi venea să cred cât e de frumoasă cântarea. Și plângeam în biserică, nu știam ce se întâmplă. Și dintr-o dată o mână mi se pune pe umăr. Am ridicat de pe scaun direct în picioare. Și zice, așa îți vorbește Domnul. Oameni buni, am înregistrare, vă spun. Că așa se cuvine. Să o țin ca să demonstrez asta, dacă careva dintre voi va fi în dubii. Oameni buni, mi-a spus așa. Mulți din locul acesta se întreabă, tu ce cauți aici? Mulți s-ar vrea să fii în altă parte. Diavolul îți spune, tu n-ai cum să primești Duhul Sfânt, pentru că tu ești prea păcătos. Dar eu, Dumnezeu, îți spun, ba da, și tu poți. Am armat alte lucruri care Dumnezeu mi le-a împlinit, oameni buni. Eu nu pot să le spun în biserică, că nu vreau slavă de șartă și nu vreau oameni buni. Nu vreau să duc nimic pe o linie pe care se pară că nu e exact cum Dumnezeu vrea. Eu vreau ca lucrurile să se întâmple, ca Dumnezeu să le facă și voi să le vedeți. Și în viața voastră, și în viața mea, și în viața pastorului, în viața tuturora. Oameni buni, am luat pe acel în brață, ba da, și tu poți. Am plecat acasă în biserică, am trezit-o pe soția mea și am spus așa, trezește-te că trebuie să vorbim. Eu plângeam pe pat în partea cealaltă, a venit la mine și mami zice, hai să-ți vorbesc despre Dumnezeu ce s-a întâmplat. De astăzi încolo, dacă eu mai plec în Anglia fără Duhul Sfânt, ascultă-mă ce spun, renunț la Anglia. Și dacă pierd tot ce am în Anglia, toată investiția care o am, dacă o pierd, nu-mi pasă, eu nu mai plec în Anglia fără Duhul lui Dumnezeu. Pentru că astăzi în față
îmi șoptea, oameni buni, cum credeți că e posibil să vină diavolul până în mijlocul bisericii, măi, oameni buni? Să-ți spună în ureche, nu ai cum să primești Duhul Sfânt, nu ai cum să primești Duhul Sfânt. Și Dumnezeu să spună, diavolul ți-a șoptit că tu nu ai voie, ba da, și tu poți. Am luat pe acel bada în brață, dar l-am strâns, știi cum l-am strâns? Când vă strângeți voi copiii în brață, când îi iubiți în cel mai frumos moment al lor, când vă face cea mai frumoasă surpriză. Oameni buni, au urmat următoarele zile care am căutat rugăciune, 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 rugăciune. Am ajuns în casă la acest frate din nou, luni seara. Dar Dumnezeu nu științase pe acest om. Eu am aflat după aia că Dumnezeu va face lucrare. Deci când am ajuns la rugăciune, mi-am pus un lucru în cap. Am zis, Dumnezeule, eu nu vreau un Duh Sfânt, deranjant. Eu am fost un brutal toată viața mea și un dur în sportul care l-am făcut. Nu vreau să zic asta spre lauda mea sau spre ei, groaznic. N-am fost dur cu apropiați, am fost dur cu cei care ar trebui să fiu dur. Dar nu vreau, nu vreau. Eu vreau să fie o adiere a Duhului Sfânt peste mine în felul ăsta. Dacă tu, Dumnezeule, mi-ai spus, bătaie, și tu poți, dă-mi ceea ce-ți cer. Oameni buni, la a doua rugăciune, m-a rugat jumate de rugăciune, am închis gura și am zis, Dumnezeule, fă-o. Și a făcut-o Dumnezeu. Oameni buni, a venit Duhul Sfânt peste mine, că nu mai puteam să mă opresc. Și m-am forțat să mă opresc și îmi curgeau lacrimile și un proroc din fața noastră, fratele Ducu, care are și o putere de la Dumnezeu specială pentru a deosebi aceste lucruri. O slăvit să fie Dumnezeu. Marse, slăvit să fie Dumnezeu. Dar diavolul n-a dormit nici atunci, frate Mădălin. Când ne-am pus la cântare, mi-a curs în cap mereu. Nu-i ce trebuie. Nu-i ce trebuie. Tu mai ai ceva lucruri neterminate, nu-i ce trebuie. Fai de capul meu. Oameni buni, îmi ardea fața. Eram terminat, nu știam cum să o mai pun la cap. Zic, las că fac eu altfel. Slăvit să fie Dumnezeul meu care mi-a promis, ba da, și tu poți. La următoarea rugăciune dau un semn, pentru că acum Dumnezeule tu mă auzi și dacă diavolul vine cu acest lucru și a fost ceva murdar, tu Dumnezeule vei arăta cum mai faci odată. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. Când m-am pus la rugăciune, n-am mai controlat eu cum am vrut eu. Domnul Dumnezeu și-a făcut lucrarea Lui, am închis gura și am cerut exact cum am zis la început. La fel a venit Duhul Sfânt peste mine, la fel și-a făcut Dumnezeu lucrarea, o pace, o liniște și o bucurie extraordinară. După această perioadă, să țineți minte ce vă spun acum. Eu după ce am primit această umplere a Duhului Sfânt, gata, Marius Dragoman a terminat cu orice, orice. Oameni buni, ne-am lăsat la o parte tot. Am trecut fratele meu care e în plină desfășurare. Mă opresc să mai dau detalii. I-am spus, bă, băiatule, ascultă. Fizic, lumea crede că-s cu tine, eu nu mai sunt cu tine. Dar am o brigadă acum, care tu nu poți să imaginezi. Mare se, dar de unde ai adunat ația oameni iară? Mi-a zis. Bă, zic, am o brigadă acum, zic, ascultă ce spun eu. Eu vin la tine, fratele meu avea o sală de poker la timpul respectiv, ducea bani, sume care cunoașteți, mă gândesc că sunteți și voi din lume care ați venit. Zic, eu am obligat acum că așa protecție îți dau, zic că tu nu poți să imaginezi. Mă, Marius, dar să nu-i duci aici, o zis. Era genul de, făcea glume, glume de tot felul. Zic, ascultă, Dane, eu de astăzi încolo îl am pe Dumnezeu deasupra mea. Eu o să vin astăzi la sală, la sala de poker, dar eu nu vreau. Eu nu vreau să vin pentru acei oameni, eu vin să te văd pe tine, că eu mai am puțin și plec în Anglia. Eu o să trec pe lângă masa voastră de poker, o să plec în spate și eu dispar de acolo, nu stau cu voi. Dar dau impresia că totuși sunt fratele tău, nu pot să te părăsesc. Eu nu pot să pun o insignă în piept să spun, Marius Dragoman s-a pocăit. Știi ce se întâmplă? O țară în cap toți, oameni buni. Deci Dumnezeu te vrea, înțeleg, mă, Dumnezeu te vrea să frii cap, nu coadă. Nu să te duci pe stradă să te melogezi, să te faci cu noroi pe tine, să spui, eu sunt pocăit, uitați-vă așa să fii. Nu, mă, oameni buni, prezentați-L pe Dumnezeu la cel mai înalt nivel. Prezentați-L pe Dumnezeu la cel mai înalt nivel. La cel mai înalt nivel, că numai așa putem să trecem mai departe. După această perioadă, vă spun, până momentul ăsta de față, eu n-am mai călcat în lucruri greșite, m-am ferit cu cea mai mare putere din sufletul meu să nu mai fac lucrurile care le-am făcut înainte. Vă spun că ar fi foarte multe lucruri de continuat, dar mă opresc aici, că timpul e la sfârșit, o să mai fie moment, poate altă dată, să vă mai spun și alte lucruri care s-au întâmplat în această perioadă, când Dumnezeu o schimba lucruri în viața mea. Vă spun că am pus în fața Domnului câteva cauze de când sunt pocăit, fraților.
Eu vreau să mă pocăiesc în fiecare zi. Dar eu când m-am botezat n-am fost pocăit. Eu am fost pocăit și pot să spun că m-am pocăit și mă pocăiesc în fiecare zi, dar pot să mă consider, să zic așa, că am fost cu Dumnezeu după 14 februarie, luna care mi-a schimbat viața. Luna care mi-a schimbat viața. Și am pus în fața Domnului și cu asta încerc să ies, că aș putea să vă țin aici până duminica viitoare. Sau în fiecare duminică câte două ore. Atâte multe lucruri s-au întâmplat în viața mea. Am pus în fața Domnului de când consider eu că eu nu mai am, eu Marius Dragoman, nu mai am nicio valoare să fac ceva pentru mine. Pun în fața Domnului cauze din toată inima mea. Și am pus câteva familii care sunt pragul despărțire. Și Dumnezeu răspunde. Și vă spun, fraților, că o să vină ziua că voi mărturisi ce s-a întâmplat. 9 luni de zile au trecut. Post și rugăciunea am fost eu, frații din România, nevasta mea, mulți am fost în post, suntem în post în continuare și Dumnezeu lucrează. După 9 luni de zile am primit un răspuns de la Domnul și așa de bucuros, oameni buni. Și am primit răspuns și de la altă cauză și așa de bucuros. Anul ăsta îl numesc anul minunilor. Pentru că eu cu asta voi ieși în față. Eu cu asta, cu mărturile astea voi ieși în față. Pentru că Dumnezeu lucrează. Dumnezeu nu este acel care, așa zic mulți, poate și în biserici, da, mă, omule, bă, oameni buni, vă dați seama ce am auzit eu de la creștini. Mă, lasă că e ok, mă, știu eu, mă, dar nu-i ca pe timpul cu Duhul ăla Sfânt al vostru, mă, și cu ăsta. Așa strigă-i acolo la pocăiți, mă, serios mi-am spus, hai să spun ceva, hai încoace. Zic, hai să spun ceva, tu când mergi la biserică, tu ai timp să-l asculți pe ăla de lângă tine ce se roagă? Tu încearcă când mergi la biserică să te rogi pentru tine și dacă acel care strigă tare zice ceva destructiv, cum ar fi, Doamne ajută-mă să-mi iau Ferrari, Doamne ajută-mă să-mi iau Lamborghini, Doamne ajută-mă să moară vecinul, să știi că te să pleci din biserica aia și la timpul respectiv să stai de vorbă cu acel om. Dar dacă tu vii la biserică și unul strigă Dumnezeu cerului, mântuiește-l pe frate meu sau vindecă pe sora, ce-i greșit în asta, oameni buni? Ce ar fi greșit în asta, oameni buni? Eu aici vreau să punctez. Vreau să vă spun un lucru care e colosal și cu asta închei. Dacă vă spun colosal, îmi asum. Oameni buni, cauza principală care am pus în fața Domnului mi s-a împlinit. Fratele pastor știe o parte din ea. Eu nu o să spun la microfonul ăsta. Oameni buni, fratele meu se botează astăzi. Martă-mi Dumnezeu că, vă spun sincer, nu este altul peste el. O să vă dau numele să intrați pe net să vedeți. Mari baron de la noi spun, ce să fac, mă, că e el acolo. Dacă fac afaceri cu el, rămea tot și mă și bate. E pe val. Are o putere supremă, nu pică, nu face nimic, e sus tot timpul, ce să-i fac? Oameni buni, știți cât post am ținut? Vă spun în fața Domnului, nu laudă. Cât am vrut. Vă place cum v-am spus? Știți cât am vrut? Cât m-a lăsat inima? Știți cât m-a lăsat inima? Foarte mult. Foarte mult. Intram în post, oameni buni, zile întregi, fără mâncare. Știți de ce? Pentru că mi-era frică de un singur lucru. Eu cu Dumnezeu, băiatul ăsta fără Dumnezeu. Eu cu Dumnezeu, băiatul ăsta în închisoare. Eu cu Dumnezeu, băiatul ăsta împușcat. Eu cu Dumnezeu, băiatul ăsta înjunghiat. Aici se ajungea. Știți ce face diavolul? Te pune undeva sus și după aia te dărâmă. Dar Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și mă sună fratele meu zilele trecute și îmi spune, dragă Marius, să-ți spun ceva. Uite, lucrurile s-au împlinit de atâtea ori, exact cum mi-ai spus tu și exact cum Dumnezeu l-a transmis. Vreau să mă botez și pe 27 luna aceasta are nuntă cu o fată pocăită. Vreau să vă spun ceva. Acest frate care pe mine m-a îndreptat spre pocăință, nu fratele meu, fratele de care vă vorbeam, acest părinte spiritual, să-l numesc așa, sper să nu greșesc, acest om mi-a spus așa, Marius, să nu crezi cumva că vei duce o fată din lume spre Dumnezeu și acea fată tu vei încerca să o pocăiești. Nu o să o pocăiești niciodată, mai degrabă te despocăiește ea pe tine. Și când fratele meu mi-a spus că se căsătorește, are logodna, data făcută, inelele luate, verghetele luate, voi vă dați seama ce înseamnă asta? Ca eu, care cer lui Dumnezeu acest lucru să mi se împlinească, pentru mine este un lucru colosal. Ca eu să-i vin în biserică și să mă rog acum cu el pentru alții. Pentru prietenii lui și pentru toți care urmează. Oameni buni, mă opresc aici. Sper că am cuprins cât Dumnezeu a hotărât. Urmați, în numele lui Iisus Hristos vă spun, urmați pașii curați cu Dumnezeu. Nu lăsați loc cât de puțin că mai am voie să fac treaba asta. Ajutați biserica în rugăciune. Contează, oameni buni. Contează. Fiți acolo unde trebuie să fiți. Dacă nu sunteți voi la rugăciune, știți cine va veni? Tu știi, mă, de cine vine, nu? Când nu vii tu la rugăciune fizic,
vine altul fizic, dar el are coarne. Și acela care are coarne, știți ce face? E posibil să schimbe inima unui om care e pus să dea un îndemn, dar nu-i pregătit. Martorul Iisus Hristos că o să refuz. Dacă mă veți spune să vin să dau un îndemn și nu o să fiu cum trebuie, nu o să vin. Dar eu doresc ca Dumnezeu să mă țină toată viața mea. Când va spune unul dintre voi, Marius, să vină și dă un îndemn, îl voi da. Că de cântat nu-s cântăreți. Poezii nu știu să spun, dar ce mă pune Dumnezeu pe subiect voi face? Pentru că acel om care vine aici în față și poate nu-i pregătit, dar vine de rușine, s-ar putea să-ți vorbească lucruri care nu-ți plac. Și s-ar putea să fie în biserică, să fie venit prieteni, suflete care vor să audă de Dumnezeu și aud exact ce nu trebuie. Aud ce nu trebuie. Noi trebuie să creștem oameni care vin, să-i ajutăm să crească, să le dăm puterea de a iubi ceea ce nu pot să, ceea ce nu înțeleg. O să mai vorbim despre asta. Mulțumesc că m-ați ascultat atât de mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze și rugați-vă și pentru mine și pentru fratele meu și ca Domnul să-și facă lucrarea în continuare și să ne bucurăm de mulțimea asta să fie triplă și împătrită față de cum e acum. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze.